siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Nu mai pot să stau în spitalul ăsta al groazei. Doctore, trebuie să scap de aici. Trebuie să mă transform în adevăratul Houdini. Așa, și mânca niște niște sânge. Mamă, apetisant. Nu, asta e băbăciunea. Nu. Mintea îmi joacă feste. Ce se întâmplă în capul meu? Nu mai înțeleg nimica. Nu o să mănânc niciodată sânge de băbăciune, de îngrozitoare. Niște nu vreau să mă gândesc. Gata, plec, doctore, să scap odată de aici. E ca la Palamuc, băi, în spitalul ăsta al groazei. Cine ar vrea să fie tratat într-un spital? Opa, ce-i cu astea? Sunt doar în capul meu, sunt niște căzi cu sânge pe jos. Doamne, sunt reale? Ia să încerc să mă pun într-o cadă. Nici nu simt, ba se simte apa parcă. E rece apa, nu-mi place. Băi, e foarte dubios, sper că e în capul meu doar. Nu știu, nu mai știu ce este realitatea și ce este minciuna. Ce mi-a făcut doctorul ăsta? E plin de căți și plin de sânge pe lângă. Trebuie să scap odată. Mă duc la Foxy, știu. Poate pot să fug de aici și să mă duc acum la Foxy, să mă transform în adevăratul Houdini. De-abia aștept, de-abia aștept. Opa, ce se întâmplă cu mine? Cum te-am ajuns? Simt miros de sânge proaspătă. Simt ceva că ar veni să mănânc. Simt mâncare pe două picioare. Ceva apetisant. Sărim direct. Cine? Au, nu, iară băbăciunea. Ești apetisantă, dar nu prea băbăciune. De ce-ți simt prezența, băbăciune? Eu sunt contele Houdini, nu sunt contele Dracula. Lasă-mă în pace, babetă, și dacă mi-e foame, nu o să mănânc niciodată sângele tău putrezit și îngrozitor. Nici nu-mi place, mușcă, să te muște altcineva, să te muște lupii, dar eu nu o să te mușc niciodată, mușcă din mine că te crăp, urâtanie, niciodată cu dinții ai tăi urâți. Cum arăți? Nici nu pot să mă uit la tine, nici măcar nu pot să mă uit ca la ultimul fel de mâncare. Ești dubioasă și cam îngrozitoare. De ce dai din mână? Te speli sau ce faci acolo? Te crăp? Nu! Nu pot să mă crăpi acum pentru că sunt puternic. Sunt contele Houdini. Am puteri. Pot să fac ce vreau eu. Și o să mă duc repede la Foxy. Sunt aici, Foxy, sunt contele Houdini acum. Oare ce fac? Ia să vedem. Să le spionez prin casă pe Foxy și pe Clara. Nu știu cum să o fac pe Foxy să mă sărute. Dacă o să o mănânc și nu o să mai supraviețuiască, trebuie să mă gândesc la o soluție. Dar întâi trebuie să o spionez. Sunt aici, Foxy. Am puteri supranaturale. Le văd acolo pe fete la etaj. Acum au coborât. Dar unde fac popcorn? Le aud, să nu cumva să se uite. M-au văzut! Bună, fetelor! Ce ești tu? Știi, mă uitam la Vampire Diaries, ești acolo. Așa e clar că zici că-i... cum îl cheamă?
l-am pe la Damon, nu? Da, zici că e Stefan, se apunche ăla din original. Eu sunt contele Houdini, nu-l mai știi pe Houdini, sunt iubitul tău, Foxy. Of, m-am săturat de toți ăștia care se cred Houdini. Unul este Houdini în lumea asta și nu mai e iubitul meu, pentru că m-a părăsit. Nu vă mai dați toți drept iubitul meu. Bună glumă, dar eu sunt contele Houdini și am putere acum, sunt foarte rapid, mă mișc rapid. Ești gustoasă, apetisantă. M-aș da la gâtlejul tău puțin. Ha, și mai ziceai că ești iubitul meu. Cu prima ocazie te dai la Clara. Oh, nu, Foxy, nu, dar contele are nevoie de mâncare. E foame, e foame, foame, foame. Hai, bune, ce crezi că e aici? Halloween nu este, să știi. Hai, de ce te-ai costumat așa? Ai venit să ne faci farse? Dar, glumă proastă. Dar nu m-am costumat, cineva m-a transformat în contele Houdini. Nu există vampir, zi, Clara. Nu, nu există, doar în filmele în care ne uităm noi, vampirii nu există. Ascultă-mă, nătăfleațu, am fost la spitalul groazei și acolo un doctor nebun mi-a dat o injecție și m-am transformat în conte. Aha, hai că te cred, știi la ce mă gândeam? Dacă nu pleci în clipa aceasta, o să aducem usturoiul pe tine, că dacă chiar ești vampir... A, nu usturoiul! Mamă, dar ești apetisantă, Foxy! Și m-am dat și parfum. Nu, simt pulsul. Păi normal că sunt vie. Ce dubios e ăsta, Clara? Da, dubiosule care ești tu. Ce dubioase sunteți voi. Nu mă crede nimeni, dar eu sunt contele Houdini. Sunt puternic. Hai astăzi să, da, și eu sunt președintele lumii. Da, vrea tu, ce bună e gluma asta, Clara, dar era mai bună dacă era acum 1000 de ani. Mă simt ca și cum aș avea 10.000 de ani. Nu, eu sunt prințesa de la Disney, nu președinte. Președinte este Foxy. Ah, Foxy, nici nu mai știu de unde vin sunetele. Sunetul ăsta mă îngrijorează, îl aud din toate părțile, dar am auzul fin. Se holbează fata asta la mine, nu știu de ce. Avarna, mi-e plin de ciudați în seara asta. Nu e gata popcornul? Cred că nu. Doamne, aoleu, când vine să vă mănânc, la cât de dus sunteți, am plecat de aici, trebuie să fug repede, dacă mai stau acolo, mă urmăresc fetele, trebuie să scap cumva de ele. Ciudatule, n-ai să scap de noi, vii la noi acasă și după aia ce faci, pleci? Trebuie să... bucata, ciudatule. Trebuie să scap de ele neapărat, pentru că dacă nu o să le mănânc, așa că trebuie să fug de aici. Cum deci scap de ele? Deci noi am ascunsele și noi toate prindem, ciudatule. Trebuie să fug de aici. În sfârșit s-au dus în casă, trebuie să plec, să nu cumva să fac una nefăcută. Trebuie să mă duc să mănânc ceva, nu mai pot, nu mai rezist. O să mănânc orice găsesc. Vin aici, rață. Am mâncat o rață delicioasă, încă o găină aici. Ce bună e găina asta, o să o mănânc. Gata, trebuie să mă opresc, nu se mai poate așa. Ce mi-au făcut? Oare? Cred că o să rămân vampir pentru totdeauna. O să fiu contele Houdini pentru totdeauna. Vreau să fiu înapoi adevăratul Houdini. Trebuie să mă întorc iarăși la spital să văd cum scapă. Dar o ultimă gustare, o să-mi iau un puișor din ăsta micuț. Vine aici, puișorule. Un puișor din ăsta o să-mi iau la mine. Mă duc repede acum la spitalul înapoi. Trebuie să găsesc spitalul. Să nu cumva să mă vadă iară Clara și cu Foxy, că o să fie super dubios. Trebuie să mă ajute doctorul să scap. Unde este intrarea? Nici nu mai găsesc intrarea. Gata, m-am întors. Salvați-mă, scoateți-mă cumva din corpul ăsta de vampir. Gata, iubire, te-ai hrănit. Unde ești, urâtanie? Unde ești, Granny? Nu mai găsesc pe Granny. Granny, unde ești? Granny, te-am văzut, sunt aici în spate. Salvează-mă, scoate-mă din corpul ăsta de vampir. Vreau să fiu înapoi adevăratul Houdini. Nu mai vreau să fiu contele Houdini. Te rog, ajută-mă.
Cred că m-am transformat înapoi în adevăratul Houdini. Sau... ia să mă uit să văd aici dacă e... Simt că sunt un alt om. Ce? Sunt înapoi, măcelar, ce faci, iubire, acum? Acum m-am trezit. Cum adică acum te-ai trezit, că ai fost trează în toată noaptea asta? Îngrozitoare-o. A expirat efectul vaccinului. Uite, doctorul știe, nu am dormit. Păi nu ai dormit, asta zic și eu. Cum adică nu am dormit? Știu că nu ai dormit. În sfârșit ai recunoscut. Am dormit, înțeles, urătanie, acum nu recunoști. M-a transformat mârlanul ăsta de neam de al tău, de doctor, m-a transformat într-un vampir. Nu cred. Cum adică nu crezi, erai și tu? M-ai văzut vampir, mincinoaso. De ce nu recunoști? Dai din cap că nu știi. Dai, m-ai adus aici să mă transforme doctorul ăsta, mârlan. Am dormit, da, hai că ai dormit. M-am săturat de voi cu familia voastră îngrozitoare. Sunteți cei mai îngrozitori din totdeauna pe care îi cunosc. Trebuie să plec de aici, că m-am săturat de voi. Vreau să mă transform în adevăratul Houdini din nou.